Nu cred că am curățat obiectivul, dar e. Sper că ai... Am dat, trece secundele, că mă uit aici. Tu filmezi ca bătrânul, așa pe lat? Nu știu, bă, că tinerii filmează pe înalt? Da, da, eu filmez pentru YouTube acum. A, pentru YouTube? Da. A, am înțeles. Unde okay. mergem? Mergem pentru că vreau să aflu eu o chestie și vreau să vorbesc cu băieții. Am aflat o informație, a ajuns la urechea mea o bucată de informație, dar să te vezi și tu ea. Doamne, frumos băiat. Ce? Frumos băiat, ce vorbești? Pentru că bugetul e redus, da? Nu avem make-up, nu avem de-astea. Ce, da, tu ești frumos nativ, asta te ajută. Da, față. Am prea multă piele, în sfârșit. Aia, mă rog. Și am ajuns la urechea asta mea dreaptă, cum că sunt foarte multe jante SH pe piață care au fost parte. Și arate, dar sparte, nu mă refer la crăpat, nu mă refer la două bucăți în nenorocire, adică ceva ce n-ar mai trebui reparat niciodată în viața ei. Ar trebui aruncat la gunoi direct. Cum adică tu vrei să spui că dacă eu sudez nu e ca și cum n-a fost spart acolo? Sudura e fier cu fier, frate meu, îi lipește mai bine ca picătura. Ia repetă și asta și pe cameră. Eu așa cred, adică ce când crezi? Sudezi două fiare, da? Sunt ca și cum n-au fost despărțite niciodată. Nu? Adică nu e rezistent. E adică, chiar mai bine dacă e, adică să te gândești. Oamenii, când eu mă duceam la vulcanizare și ziceam, uite frate, acolo are o fisură. Da, frate, îi trage fratele tău, îi face V, îi face șamfren de ăla, îi face șamfren, așa îi zice, șamfren, da? Așa, îți face fratele tău așa, pac, taie cu flexul și după aia îți umple cu sudură și cum e ca înainte. Pac, șlefuiești, polizezi, vopsiști, nu se vede, e ca înainte. E ca înainte sau nu e ca specifică, că faci caterincă. Eu fac caterincă, da, nu, așa îmi spuneam oamenii. Așa spuneam oamenii, cum repet, m-am dus la vulcanizare să echilibrez roțile pe 35, oamenii mi le-au echilibrat, nu înțeleg de ce. Dar, adică nu înțeleg de ce, pentru că ulterior am ajuns la concluzia că roțile mai mari de 33 nu se echilibrează, că nu se pot echilibra. N-ai ce să echilibrezi. Dar oamenii mi-au zis, nu domne, că așa se face, adică, știi? Păi ei ți l-au echilibrat, stau, da. ei ți l-au pus pe aparat, au pus și plumbi, au pus doar plumbi, că nu s-au echilibrat. Le-au învârtit, e da, totul bine. Corect, arăta zero, am dat roata jos, am pus-o la loc, arăta minus. Nu mai arăta zero, dar, repet, oamenii spun că, știi cum e, din păcate, în România nu prea se dă cu subsemnatul, dacă mă întreb pe mine. Da. Adică atunci când ai vulcanizare sau ai service, ok, ești, cum să spun eu, controlat de RAR și de toate instituțiile statului și trebuie să ai aparat de geometrie, de direcție, că ai schimbat plăcuțe, că ai făcut, că ai dres, că ai nu știu ce. Dar asta cu jantele nu cred că este atât de bine normat, dar mergem la SRZ să-i întrebăm pe ei, să ne zică ei și noi să le zicem oamenilor, că poate au încredere în noi. E foarte, mie se pare că e foarte important, pentru că tu ai avut tăvălit, te-ai tăvălit cu mașina de mai multe ori, mai multe feluri. Închipuiesc că dai într-o groapă și face janta, da, din cât e întreagă, face fulf. Se rupe, da. La un, nu zic că ești nebun, mergi cu un 50. Ok. Cum se întâmplă? Care e dinamica mașinii atunci? Iar e bordură 4 pietoni. Îți dai seama. Doamne ferește, îți dai seama. Și da. oamenii, pentru că sunt disperați după bani, după ce fac, hai să zicem, căcat, ăsta e cuvântul. Da. O jantă, haide mămică, haide. După, uite și pe ăsta, uite ăsta disperat, ăsta cu ibița, uite disperat ăsta s-a săit pe mine, mă. Lasă-l, mă, lasă-l, nu te enerva. Incredibil. E frumos afară, e ziua îndrăgostită. Dar m-am tras la loc, uite ce m-am luat la față. Mamă, ce m-a pedepsit, tu ai observat? N-a avut pic de milă. Mi se mai întâmplă și mie să merg cu mașina Toyota din dotare, care e destul de mare, adică nu e micuță. Și ăștia cu gândași de ăștia mici care se pun cu tine așa, se bagă la umărul număr acolo. A vrut el, ai văzut că a vrut. Ce să facem? Da. Așa, în sfârșit. Noi ne întoarcem la oile noastre. La oaie, că avem unul singur și spart. Da, mă, e o problemă. Oamenii fac praf, da, o jantă sau mai multe, după aia merg și le repară. N-a vrut să-l lase nici pe... Și pe ăsta, da. Poate omul... Eu știi ce mă gândesc eu? Când văd oamenii așa disperați în trafic, ca să mă liniștesc, să nu mă enervez, eu mă gândesc că face caca pe el. Vrei să-l întrebăm dacă face caca pe el? Da, e departe. Acum îl ceartă pe ăsta, ia. Da, bineînțeles. Înceartă. Bă, ce faci, bă? Ia uite, deschid geamul. Dacă îl prind la semafor, îl întreb. A deschid geamul, i-a zis. Uite că l-a jurat. Da. Nu e așa, domnule, că făceai caca pe tine? Și ăsta i-a arătat obrazul. Stai, un pic, că nu te-am omorât. Nu, bă. Da, te bagi așa, trebuie să te las eu, bă. Nu te bagi. Da, în sfârșit. Da, traficul e o frumusețe. Și... Da, îl pândești, lasă-l în pace. Lasă-l, mâncă-se, că ne facem net. L-a lăsat pe ăla, uite, deci nu face caca pe el. Da, repet, omul e grăbit. Știi cum e, fiecare cu problemele lor. Nu stăm noi să judecăm. Bun, deci treaba cu jantele. Și ziceam, le fac praf
le duc la niște băieți, le repară cum le repară, vorba ta, multă sudură, șanfren, multă sudură, luat frumos după aia la... Vopsești, la nu flex. Se vede ce-i sub, vopsești, ai vopsit, nu țipă, se vede. Da. Dar poți omorâ oameni așa. Știi ce zic oamenii când fac asta? Că eu știu. Ce? Clienții ce care zic? Vin cu jantele astea așa. Ce? Știi ce zic? Ce zic? Ei zic, domne, familie și mie, că eu nu merg cu mașina. E doar de show. Le pun doar la show, știi? Adică nu. Adică doar când mă duc la expo și o expun, așa? Pun jantele astea care eu știu că au fost sudate. Aha. Nu pun viața mea și a celorlalți participanți la trafic în pericol. Aha. Pentru că nu circul cu mașina pe stradă. Și le pun doar la show, familie și mie. Adică dacă tu ai o vulcanizare, de exemplu, care, să zicem, ai clienți, nu duci lipsă și refuzi asemenea lucrări, motivul pentru care se repară acele jante este că, domne, le ținem de show. De show. Sunt scumpe și eu le-am găsit pe astea și le ținem de show și asta nici e. Nu le vând pe o săptămână nu, pe OLX. Nu, niciodată nu le vând. Vezi, dacă vezi unele pe OLX. Eu personal am cumpărat jante lipite cu poxipol. Zic că e bună aia, da, bravo. Și bravo, m-am rugat de om să-mi dea țeapă. Adică cum am rugat de om? Eu într-o dimineață stăteam pe net la muncă, că asta făceam la muncă, și am zis, ce mai fac eu astăzi? Că așa e, când ai bani și n-ai ce face, tu știi foarte bine, îți găsești lucruri de făcut. Și prietenii spun, nu faci asta, că nu e bine, și tu tot o faci, că te plictisești. Și e normal, Doamne ferește, că pentru asta muncești, să faci bani. Și aveam bani și zic, bă, trebuie să cumpăr jante la Polo. Aveam un Polo GTI. Și trebuie să cumpăr jante la Polo, că na, ce să facem, nu știu ce. Și găsesc niște cash-can-uri în două lățimi, pe 16, la Timișoara, dacă nu mă înșel. N-aș vrea să creadă timișorenii sau ieșeni. Irrelevant. Un oraș din țară, da? Bun, și găsesc jantele, le văd pe Fortuning, pe vremea respectivă, pe bazar. 1600 de lei, țin minte prețul. Și acum îl sun pe om, salut, vreau jantele. Gata, frate, ți le dau. Dar nu le vreau cu cauciucuri. Bine, dar îți dau două ca să le mai dau jos. Bine, frate, două ca să le mai dai jos. Bun, gata, le vreau. Gata, mâine ți le trimit. Bine, a doua zi sun, băi, mi-ai trimis. Bă, nu ți le mai dau. Cum, domne? Cum adică, domne? Jantele mele. Doamne, ți le mai dau că eu aș vrea să le vând cuiva care vine să le vadă aici, să le trimit prin curier, să n-am probleme. Bă, frate Miu, ești nebun, mi-ai vândut jantele. Nu, bă, frate, că uite. Bă, frate Miu, zi, mi-ai vândut și mie, dă-mi jantele, îți dau mai mult. Nu, domne, că nu-i vorba de asta, n-auzi că eu vreau să vină unul aici. Hai, dă sun la Timișoara, la Porsche, un vânzător pe care nu-l cunoșteam. Frate meu, uite, poți să aducă un băiat la showroom, 4 jante cu taxiul, îi dai tu bani, îți trimit eu, nu știu. Da, domne, poate. Bine, îl sun pe ăla. Bă, frate meu, du-te și tu acolo, nu știu ce. Nu că n-am mașină, îți plătesc eu taxiul, te rog eu. Du jantele la... Ferește, bun, a dus jantele omul cu două cauciucuri pe față, anvelope, sau pneuri, că tot am avut de dimineață, da? Am dus jantele la Porsche acolo, mi-a plătit băiatul la banii pe jante, i-am dat și banii de taxi, în sfârșit, a doua zi au venit jantele la mine la reprezentanță, le-am luat, le-am dus acasă să-i le arăt iubitei mele de atunci, uite ce ți-am cumpărat cadou. Ea nu, dar nu contează. Și îți povestesc după aia. Eu încerc să povestesc repede ca să nu dureze mult, știi? Și am luat jantele, m-am dus la o vulcanizare titrată. Na, așa de la noi. După cum o truie. Ia la cum o truie. S-a băgat și lânge. Bun, și m-am dus la vulcanizare și am zis, haide, domnule, montează-le jantele astea, dar două alea cauciucurile de pe față, dă-le jos, că erau flicuri, erau moarte, știi? Zic, dă-le jos și pune de la mine, știi? Bun, și stăteam, eu fumam pe vremea aia, stăteam afară, fumam o țigărică, pa, vine bosul de la vulcanizare, șefule, avem o problemă, știi? Avem o problemă? Da. Avem e, o problemă. E groaznic. Ia zi, mă, ce problemă? Ia vino să arăt ceva. Ia vino, mă, să-mi arăți. Bă, frate, pe lățimea jantei unde se așează anvelopa acolo, era o fisură, frate, lipită cu poxipol, ești nebun? Zic, frate, zice, aici niște poxipol, cred că e o fisură, extraordinar, e o gâlmă de poxipol, așa. Janta fisurată, da, o gâlmă de poxipol, janta fisurată se vedea pe interior, cumva, între spițe, știi, o mică fisură, o mică crăpătură, știi? Băi, zic, a, uite, bă, mi-a dat țeapă, omul, sunt pe om! Bă, frate, mi-o zic, avem o problemă. Care? Păi zic, ai o jantă crăpată, cu poxipol, cu nu știu ce, dă-mi banii înapoi, că... Îți dau jantele înapoi, nu mai vreau. A, nu mai pot, domnule, că am cheltuit banii, că nu se mai poate. În sfârșit, cert este că am vrut să-i trimis janta înapoi, nu i-am mai trimis-o, am sudat-o eu, janta, am sudat-o, am dus-o la Sirius pe vremea respectivă. Mi-am sudat janta, le-am revopsit, le-am recondiționat, le-am pus pe mașină, a trebuit să fac camber pe spate, că erau foarte late, a trebuit să iau arcuri, că aveam wheel gap. Doamne, am luat toate ferește lucrurile astea, am făcut mașina, am adus-o în fața blocului și mi-a zis iubita mea de atunci. Dar mie nu-mi plac roțile astea. Zic, ai dreptate, hai să le vin. Cert este că am vândut roțile la licitație pe Fortuning cu 2100 de lei, în condiția în care le-am spus oamenilor că au fost sudate. A, tu le-ai zis? Da. Jantele au fost sudate, au fost fisurate, au fost lipite cu poxipol, le-am reparat, astea sunt, costă, nu știu, 1600 de lei. Și a zis unul, le iau eu, după care a venit unul și a zis, le iau eu și a zis,
care dă mai multă la lei. Și l-am vândut pe 2100 de lei jantele. La licitație. De Paul, mă. Nu sunt nesimțit, oamenii au vrut. Eu le-am zis. Și da, asta zic, și pe aia am luat niște jante pe 17. Dar alea i-au plăcut, alea pe 17? Nici alea. Detalii, femeile și jantele. Eu sunt cameramanul la... Ce, tu ești? Da? Eu, da. Îi luăm prin surprindere? Da. Hai. Gata? Te rog. Haide, mă. I-am prins. Trebuia să-l vezi. Ce facem? Te-ai speriat? Tu ce e aici, mă? Și jantă de camion faceți voi aici, mă? Asta e de dubă? Da. Un camion? Da, trebuie să șterg obiectivul ca să... Ia, ce avem pe asta? Avem frumos, și de dubă. Care ce de... Nu văd de bomba asta. Dar ce sunt asta? Retro. Retro? Iveco. Da, Iveco, Iveco, da, asta mă uitam. Sper că Felix. Lui Felix. Arcuri. Felix. Arcuri. Dalea. Care îți plac de mâncat. Ce, mai vin pe intervenție? Noi am venit aici să filmăm, să facem, să... De ce frumos e de mâncat? Da, am filmat, trebuie să șterg obiectivul. Asta am zis. Ca să iau mai bine. Nu. E murdar. Ai pus tu mânuța aia, unsuroasă. Păi de unsuroasă. Deci zi, mă, vopsim și noi niște jante de alea de sudat. Bună ziua! Avem noi niște jante de făcut. De făcut ce? Sunt la ele. S-au făcut în două bucăți și vrem să le reparăm la voi. Din două bucăți facem o jantă? Da. Nu. Nu, nu, afară. Vicențiu, exportați-i pe domnul. Hai, mă, ieșiți! Hai, domnule, că am zis că... Ce-am făcut aici? Am zis că te știe lumea pe tine, mă. Păi stai, mă, nene, că noi n-aveam de vorbit de... N-am zis, mă, că repară jante ăștia. Stai, domne, că noi vrem... Eu nu mai intru, că mă bufnește râsul. Cât de rău poate fi tăvălită o jantă ca să poată fi reparată astfel încât să rămână omul în siguranță când nu... Și reparată. Jantele sparte și reparate nu-și mai mențin structura integrală a lor. Janta spartă, automat sudată, metalurgic vorbind, își schimbă compoziția în zona unde a fost sudată prin încălzire. Evident, așa se realizează sutura. Deci cât rarul... Care-i damage-ul? Lasă până la rar. Până la rar. Până merge până la lege. Noi vorbim omenește. Că până la urmă e o decizie pe care o ia omul de a nu omorâ alți oameni. Corect. Cât de rău poate fi tăvălită janta? Doar este. Ca să poată fi sudată în siguranță. Hai să arătăm. Să arătăm un exemplu. Adică doar îndoită, zici. Doar îndoită, zici. O jantă se poate îndrepta. Acum există limite fizice pe care se poate janta îndrepta. Normal, da. Că dacă e pătrată, șansele să fie din nou rotundă... Se face romb, frumos. Este altă formă geometrică. Dar ca și sudură, hai mai bine să facă. Hai, cel mai bine. Da, uite, asta de exemplu lipsește material. Aici, e ok? Este ok să fie sudată pentru că este un defect doar estetic și nu afectează integritatea jantei prin sudură. Dacă ar fi fost fisurată un centimetru? Dacă ar fi fost fisurată un centimetru, mă repet, se poate repara, dar sfatul nostru este să nu facem așa ceva. Să nu mergem cu ele pe stradă, că iarăși vine scuza cu domnul, e doar de show. Acum, Termină, mă, noi acum vorbim de aia care le repară și le pun pe OLX. Haide să nu, că să nu merge, să nu drege. Da, ok, aia e înșelătorie și ar trebui să se pedepsească conform legii. Adică, din punctul meu de vedere, nu? Dacă tu învinzi un lucru și cu bună știință știi că tu ai reparat și ai făcut chestia asta... Și mi-a ascuns chestia asta. Și mi-a ascuns chestia asta, trebuie să fii pedepsit. Eu, de la omul care am luat jantele cu Poxipol, că n-am terminat povestea, ulterior mi-a zis, așa le-am luat și eu la rândul meu. Le luase de la niște prieteni de-ai mei din vizitori, frații mei, care mi-au zis, a, eu le-am pus pe Poxipol, că răsufla acolo. Nu răsufla, cred. Răsufla, mă, răsufla, că mi-a dat impresiune. Și am pus Poxipol. Și am dat 80 de lei să o sudeze. 80 de lei, atac costa. A pus Poxipol. Deci de asta. E bine să nu facem lucruri de genul ăsta. Hai să filmăm tipuri de vopsire, ce se poate face aici, dă mie, să-ți arăt. Până la vopsire, eu rămân, că vreau să rămână chestia asta. Deci, maxim, poate fi îndoită sau poate fi ciupită, cum e aici buza, care oricum e mai puțin relevantă la ce avem de făcut. Hai să o categorisim ca defect estetic, pentru că poate fi de mai multe feluri acest efect estetic, dar care nu afectează integritatea jantei, despre asta vorbim. O jantă crăpată, din care lipsește o bucată semnificativă care ar afecta integritatea ei. Integritatea ei referindu-se nu neapărat la integritatea fizică a jantei, cât și la faptul
cum rulează ea cu anvelopa pusă, dacă scapă aer pe la bucata respectivă sudată și așa mai departe. Efectiv, ceva care afectează integritatea roții, să zicem, ansamblului jantă plus anvelopă. Ok. Și dacă este... Cum e ea de felul ei așa? Asta că e zgâriată, e zgâriată. Dacă avem probleme la spițe, că sunt mai late, că sunt mai... nu contează. Ok. La fel tot pe spărtură. Dacă e îndoită spița, ce se întâmplă? Dacă e îndoită spița, înseamnă că janta este strâmbă din butuc. Este o expresie care nu are legătură cu butucul în sine al jantei, ci faptul că, în principiu, cu aparatele care există de îndreptat, nu se poate îndrepta. Deci dacă e brațul strâmb... Dacă e brațul strâmb, în principiu, o jantă este trimisă la casat, pentru că procedura de îndreptare nu există. Sincer acum, fără să mă minți. Sunt mulți băieți care vin la voi cu d-astea crăpate și îi trimiteți acasă sau nu sunt? Sincer vorbind, nu îi trimitem acasă, pentru că este decizia fiecăruia. Nu este specificată în vreo lege, nu este normată treaba asta cu sudura, dar recomandarea de fiecare dată când vine cineva aici cu o jantă de genul ăla este să nu o facem. Acum, situațiile sunt de mai diverse tipuri. Repet, omul vine și spune că nu o folosește, o face masă. Exact. Domnule, o fac masă. Masă. Motivațiile există pentru treaba asta. Așa că nu e decizia noastră dacă mergem înainte cu lucrarea sau nu, este decizia clientului. Recomandarea noastră de fiecare dată este să nu reparăm o jantă a cărei integritate a fost afectată, afectată. Și ea să fie folosită. Și ea să fie folosită. Cum era folosită înainte, știi? Da, normal. Am înțeles. Să sperăm că oamenii înțeleg. Și păi, să sperăm de asta facem că dorința asta tinerească și arzătoare de a avea lucruri poate să treacă și prin filtrul gândirii. Măcar atât. La mine, dați-vă la mine, nu există treaba asta. Deci să nu credeți că eu vă învăț acum și bă, nu, niciun, eu, haos. Haos, abia m-am sudat. Mi-am pus jante la Ford pe spate. Am cumpărat un Ford pentru jantele alea, ca și era pe vremea aia, pe 15. Și aveam tambur pe spate. Tamburul meu de pe spate avea un șurub care nu era la față. Era un șurub. Când am pus jantele pe spate și am ieșit pe chei, îmi făceau ruțile așa, pe spate. Zic, mam, ce se întâmplă? Și m-am întors la garaj. Și băi, nene, e ceva, ia să vedem. Și am dat jos. Pe un șurub aici. Păi ce face? Gauri în jata. Deci, a tot gauri în jata, a nimerit-o pe șurub și cum mergea mașina, țiplă. Doamne. Deci eu nu sunt un exemplu de dat. Dar erau alte vremuri atunci, nu se găseau, nu? Puteai să cumperi, nu puteai să faci. La fel, tot ce înseamnă spărtură, crăpătură în zona butucului... În zona butucului nu, nici nu facem așa ceva, pentru că nu se poate face. Adică rezistența acolo este clar slăbită și nu, nu are niciun sens. Am înțeles. Deci orice înseamnă crăpătură, normal ar fi, chiar dacă o se repară, să o faci masă sau să o folosești la show, la expoziție. Da, recomandarea noastră, orice afectează integritatea jantei prin sudură, să nu se facă. Să nu se folosesc în normalitate. Vreau să arătăm ce fac oamenii aici și cum arată și ce înseamnă Diamond Cut și cum e lucios și că poate să folosească Diamond Cut. Tai cu diamant. Hai să arăt Diamond Cut. Hai, nu suntem piedici de pneul acela. Eu eram ninja, făceam un flick flac cu Chichan. Mas. Uite Diamond Cut. Bogăție. Ia uite. Tăia cu diamant, adică. Da. Deci asta înseamnă Diamond Cut, cum majoritatea mașinilor noi au acum. Fața. Da. Fața e luată drept, cum ar fi. Luată drept și după aia dat lac, se poate da și lac. Se vopsește la dai și interior fără lac jantei și după aia deasupra se mai dă un lac frumos ca să nu se opsească. Și asta e la fel. Asta este texturată. Poate vreți să fiți Army style sau eu asta știu ce. Asta merge făcut, dai mâncat? Da. Orice da, merge, da. Nu orice. Nu orice? Nu, sunt spițe pe care nu poți să le faci dai mâncat. Bă, lasă. Da, incredibil. Da, bun. Și acum să arătăm piesele. Piesele vreau. Că oamenii ăștia poate să vopsească și piese. Aici, cum suntem noi cu mașinile de fier, vă mai prezint și ce mai știți că există. Dar asta zic, cum suntem noi cu mașinile astea de off-road și cam toate piesele de pe dedesubt arată cum arătau la TJ-ul lui Paul, pe care tu nu l-ai mai cumpărat, că te-ai speriat ca o gâscă ce ești. Băi, nene, du-te cu vreginii. Era de suprafață. Lasă-mă cu suprafața. Era de suprafață. Demontai tot, demontai tot, aduce. Să închidem cu Paul Samsaru. Te rog. Mașina foarte bună.
chiar foarte da, bun. Da, nu, da. Vorbesc serios. Da, mă, știu. Numai ca la cum sunt eu cu buba la cap, da. Ca fiecare chestie să fie la locul ei, eu ori mașina aia o luam și doi ani bibileam la ea. Așa e. N-am răbdare, nu mai am timp, ești nebun, nu mai stau să bibile. Dar dacă vreți, așa trebuie să arate. Uite. Există posibilitatea aici să aduceți piese și să le vopsiți în ce... Se sablează în primul rând. Ce culori vreți voi, dar se sablează și se și tratează cu grunt. Hai, uite, ca să, știu să, eu. Să vadă lumea, uite. Da. Adică asta aici e curățată, e sablată frumos până la material, după aia se grund, face să dă un grund și după aia se vopsește electrostatic. Yes. Da, și intră piese până la... Yes. Așa, mai zic eu în engleză. Yes. Pentru algoritmul de la YouTube. Ah, yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Da. Și ziceam că pot... urme, trebuie să răspund urme. Te rog, te rog, te rog. Ziceam că în cuptor intră piese până la 1,80 m lățime, înălțime, cum vreți voi să o luați. Aici avem niște geante speciale, nu discutăm despre alte lucruri, alte chestii. Puteți să lăsați și mașina, adică puteți să aduceți și mașina aici să se vopsească roțile și să o luați gata montată. Au și serviciu de etriere, nu? Vopsiți și etriere voi, nu? Și piese de motocicletă și orice intră în cuptor, ca să zic așa. Îndreaptă și jante, studează, roluiesc, zi, echilibrează. Vindeți și anvelope, oare? Nu, anvelope nu. Ok. Doar, dar jante noi vindeți? Nici jante noi. Nici jante noi. Doar reparăm și vopsim. Așa arată atelierul, așa arată sculele, așa arată niște jante de camion, frate. Ce s-a stea, mă, frate? De camion, de camion, da. De camion, de camion, dar din... spart din alt material, nu știu. Ce de aluminiu, nu-ți dă oțel. Ok. Destul de ușor, destul de rar. Da, păi n-am mai văzut gen. De tuning cum ar veni? De camion de tuning, ești nebun? Ce tare. Ce tare, ești nebun. Da, tare, tare. Aici astea le știu după o Skoda, cred. Mașina de Diamond Cut, ok. Da, așa arată aici treaba. Acolo se se polizează, acolo în spate se vopsesc. Aici arată, ce-s astea, fără lac? Sau? Astea sunt lata, sunt anodizate. Ok. Astea trebuie să intre la Diamond Cut. A, Diamond Cut, ok. Se vopsește, după aia Diamond Cut. Se vede că are niște urme care o să dispară la Diamond Cut. Și proceduri, jante, lucruri, comenzi și așa mai departe. Vă dau un Irish, vă dau, nu vreți nimic. Afară, hai. Hai, luați-vă cursa, vă salut, băieți. Spor la treabă. Vă mulțumim. Iartă-mă pe mine. Hai să mergem, haide. Lasă-i pe băieți, că le-ai băut cafeaua, le-ai băut. Da. Hai, iau încet așa. Vă salut. Băi, a fost regie, băi. Omul nu e bodyguard. Let's go. Let's go. Aute, mă urc aici, ia fi atent. Vinales? Aoleu, îți gândeam ușa, ești nebun. Bine că n-a văzut asta, o să vadă doar în clip. Ce? A, ce dracu, mă, ești nebun? Vinales, ai tu că îți place foarte mult, ăsta ce s-a înghiombul, nu? Tu ai, nu știu, ai magnet la Jaguar. Tragi la Jaguar, faci cum faci, numai la Jaguar tragi. Ba, stai un pic, hai să o încheiem, că, deci... Da. Treaba e clară. Fără crăpături, fără spărturi, fără bucăți, fără alea, se poate doar ce se poate repara în siguranță, doar ce e îndoit. Da. Și să nu fie afectată structura de rezistență a jantei, adică să nu aibă fisuri, microfisuri sau mai știu eu ce alte lucruri, pentru că vă puneți viața voastră în pericol și a celorlalți participați la trafic. Adică dacă pentru unii oameni condusul e doar așa o chestie, pe alții poate să-i nenorocească pe viață și mai bine să stăm liniștiți și să știm în ce ne băgăm și să ne asumăm și măcar să facem ce putem. Să avem măcar puțin grijă unii de ceilalți. Măcar puțin. Măcar cât e azi soare afară să avem grijă. Nu am ce vorbă cu mine.